Pentru copii, pentru că și părinții în mod special se roagă pentru copiilor. De aceea spune că blestemul de mamă, blestemul de tată sunt cele mai periculoase, iar de aceea în porunca a cincea noi avem în decalog scris așa: cinstește pe părinții tăi, și aici implicit la cinstește pe părinții tăi intră respectul față de ei, cinstirea lor în modul solemn, de a nu te rușina de cei care te-au născut, de născătorii tăi, grija față de ei, ajutorul lor la nevoie și aș mai putea spune sprijinul lor, pentru că Mântuitorul îi mustră pe evrei și le spune așa: ați făcut pe părinții voștri corbani, adică ce înseamnă? Într-un termen mai pe înțeles, cadavre, i-ați abandonat. Acum, dumneavoastră, să spuneți cum vine aceasta. Foarte simplu vine. Vedem și astăzi foarte mulți părinți, și spre insatisfacția noastră, cu asta nu ne putem lăuda, vedeți sistemul ăsta social în care trăim noi și modul de viață, politica zilei, geopolitica momentului, te împinge în așa măsură și în așa mod încât să crezi că părinții sunt o povară. Dacă a murit, să spunem, unul din părinți, copiii vin și spun: dă-mi partea mea de la tata. Dar stai, frate, că eu n-am murit, exist. Ai bătut tu un cui acolo, ai făcut ceva, de ce trebuie să-ți dau? Casa părintească e a tuturor copiilor la fel cât trăiesc părinții, iar după ce nu mai fi părinții, faceți cum socotiți de cuvință. Asta este formula numărul unu, cea corectă. În formula justă sau injustă, părinții, pe parcurs ce-și nasc pruncilor, încep să vadă din tradiție și din matriarhatul Vechii Scripturi până în zilele noastre câteva lucruri fundamentale. Dreptul de întâi născut. Deci dacă este băiat, are dreptul să fie rege, sau este prinț, sau este moștenitorul familiei, sau este vârful familiei și ceilalți trebuie să asculte de el. Cum spunem și azi la țară, bă, cum vorbești cu frate? Tu vezi că e mai mare decât tine. E o chestiune de educație. În schimb, găsim și varianta a doua, că mezinul este mult mai responsabil și decât primul, pentru că el trebuie să rămână în casă și să poarte grija de părinți. Deci, automat, că este fată sau că este băiat, spre nemulțumirea noastră sau dacă ar fi spre necinstea noastră, fetele mai au grijă de părinți. Ele sunt mai inimoase. Dar băieții, în general, dacă s-au însurat, ei cam nu prea mai au treabă cu părinții. Rare ori când găsești un băiat devotat spre familie, în sensul că își bagă atribuțiile lui și uneori apare și acea disensiune veche despre care noi am vorbit, când nora, dacă e o femeie modernă sau emancipată, îi spune clar: ori eu, ori mumăta, alege, deci așa nu se poate. Ei, și atunci acest individualism personalizat după obiceiuri, după moment, după situație, împinge ca și cel mic să-și facă casa lui și să n-aibă grijă de părinți. Și aici o foarte mare greșeală pe undeva, pentru că ar trebui făcut ceva la genul: cel mai mic măcar să-și facă casa în fundul curții sau alăturat, să nu aibă un amestec cu părinții ca să-i deranjeze, ci doar să poată să-i sprijine, dar ei să fie sub supravegherea cuiva și nu abandonați. Adică eu îmi las casa la mine în ogradă la părinții mei, da, deci unde pot să am teren și mă duc și dau câteva mii de euro pe o bucată de teren, numai ca să nu fiu lângă părinții mei. Adică e o chestiune nejustificată sufletește. Ținând cont, și aici întotdeauna am pus accent pe cele două lucruri, 50%, 50%. Dacă a venit o mamă pornită pe nora ei, i-am explicat: trebuie să o lăsați în pace, este jumătatea copilului dumneavoastră și trebuie să o iubiți ca pe copilul dumneavoastră. Dacă este bine băiatului, atunci evident că și el este mulțumit și mata ești mulțumită. Dacă mata te bagi și strice relația soț-soție cu intrigării,
automat nici el nu-i fericit și nici nora nu va fi fericită. Și ai șansa să te trezești singurică, ca în multe cazuri. Da, da, da. Dacă băiatul este genere și socrii sunt mai aspri, la fel îi spun fetei, vorbește cu părinții tăi și explică-le că el este soțul tău, nu e un străin, deci el este jumătate din copilul lor. Trebuie să aibă răbdare cu el, trebuie să-l învețe, trebuie să-l sprijine. Și am avut și eu dat ocazia să dau un sfat, că și eu am fost întrebat la rândul meu, ce părere ai, cum ar trebui să facem? Ce zici? Zic, eu zic un singur lucru. Fiecare să-și vadă de jumătatea lui, nu vezi în jumătatea cealaltă. Tu n-ai ce căuta acolo, nu stai cu părerea. Dacă face rău, o să se sizeze și o să facă bine. Dacă face bine, o să se sizeze și o să facă și mai bine. Nu-ți dai cu presupusul, pentru că în felul acesta e o formă de comunicare care noi o găsim foarte mult în religia hindusă, în religia budistă și în religia islamică, spre deosebire de creștinism, care ar trebui să aibă perfecțiunea perfecțiunilor. La noi este un individualism acerb. Eu sunt totul, nimeni nu-mi comandă, nimeni nu-mi bate din picior. A fost întotdeauna așa sau încoace generațiile au schimbat acest lucru? Tot ce s-a implementat la noi are o vechime nu mai multă de 100 de ani. De ce vă spun lucrul ăsta? Sistemul, în primul rând, prin care noi ne dezvoltăm, este concurențial. Copilul când merge la școală nu este învățat să lucreze în echipă. El lucrează individual. Trebuie să fii cel mai bun, tu trebuie să fii primul. Din nefericire e un singur loc întâi și atunci automat poate să apară lupta neloială, unde intervin tot părinții. Vedeți, la meu îi puneți 10, la îi puneți 9-9-9 sau la 9-9-9. Și la o sutime 2 nu poți să spui că profesorul a fost nedrept, e nesesizabil. Și atunci noi, fiind individualiști, dorim individualismul. Eu am gustat din el și știu cum e. Și în momentul și eu când am terminat armata, pentru că primeam sfaturi, de pildă, că trebuie să iei fata aia că e bogată, că trebuie să iei pe aia care e pământ, m-am dat separat de o parte și am spus, iau pe cine vreau și fac ce vreau eu. Eu nu ascult de nimeni. Am fost rebel, recunosc lucrul ăsta. Și am spus, până aici, de acum încolo, eu hotărăsc ce am de făcut. Nu mai am 10 ani, nu mai am 7 ani, nu mai eu am 8 ani. Nu-mi dă mie sfaturi nimeni ce am de făcut. Dar mi-am făcut un individualism sub ce formă? Sub forma la care n-am atentat la nimic din ceea ce înseamnă educația, respectul sau politețea. Dacă nu mi-a convenit ceva, am tăcut și m-am făcut că plouă. Dacă nu mi-a convenit ceva, m-am făcut că n-aud. Sau m-am făcut că nu pricep. Sau am mutat discuția, las că mai vorbim. Respectul față de părinți atrage de la sine că în momentul când noi suntem obligați să ne rugăm pentru părinți, noi nu suntem obligați să ne rugăm pentru părinți dintr-o dispoziție dumnezească. Noi suntem obligați să ne rugăm pentru părinți dintr-o obligație duhovnicească. Așa am început. Că dacă un copac nu-i uză rădăcina, să usucă tulpina, crangile și roadele. Deci în momentul când noi ne tăiem identitatea noastră, rădăcina și ni-i rușine, vedeți, în ziua de astăzi toți am vrea, mi-a plăcut odată o doamnă foarte interesantă, nu știu dacă o mai fi trăind, mi-a spus, părinte, zice, păcat că dumneavoastră n-aveți vă genă din Eliade, din Eminescu, din Goga, din Rebreanu. Zic, doamnă, eu am o singură genă. Ori de la taică-mi, ori de la maică-mi. Unul era țăran și unul era casnic și cu asta punct. Nu toată lumea se poate naște geniu și nu toată lumea poate să ajungă geniu. Dacă îl luăm pe
Eminescu și toată familia lui, o să vedem că tatăl a fost un om deosebit de serios și de aspru și de bărbătos și foarte categoric. Mama a fost o femeie blajină care a avut grijă de toți copiii și a suportat toate. Eminescu la fel, Goga la fel, Creangă la fel. Deci toți au trecut prin niște etape de formare, dar nu contează că au fost săraci sau bogați. Contează că au fost bine educați. Da.